Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Piu, piu, sau aș putea piu, piu, să spun piu, exact. Piu, 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 piu. Bună dimineața, Valentin. Bună dimineața, Georgia. Piu, 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 piu. Te-ai făcut pui azi. Depinde. Dacă sunt un pui de rățușcă, bunica striga biri, 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 biri. Biri, biri? Da. Biri, biri? Tu nu știi asta cum se strigă animalele la țară? Curcile se strigă tucu, tucu, tucu. Rasele se strigă biri, biri, biri. Și găinile se strigă piu, 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 piu. Găinile piu, piu, piu? Da. Dar de ce biri, biri? Nu știu, așa fac pui de rățușcă. E ceva rățușcă. La nivel mental al rățuștelor. Nu, nu știu, pui de rățușcă fac un mac, 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 mac. Nu chiar. Când sunt pui, nu fac mac, mac. Nu? Nu. A, se chinuie să facă mac, mac, da? Și se biri, biri, biri. Biri, biri. A, peste asta înseamnă că funcționează doar la rățuștele mici. Da, 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 la pui. Dar, la pui. Da. Ok, am înțeles. Complicat. Da, da, da. Mi-am de învățat. Mai ai, mai. Eu da, mai zic. Eu nu prea am avut să merg la țară când eram mic. Vezi, de-aia vreau eu să-mi fac o pensiune la bătrânețe, să chem așa copiii care nu știu că ouăle nu vin de la supermarket. Da, o să afle vină... de unde vin. Nu, o să fii tu la bătrânețe, o să fie copiii pun holograme care o să vină să vadă rățuștele. E bine și așa, să se teleporteze. Nu mă interesează, dar să știi și de unde vine laptele, de unde vin ouăle. Și de... cum se face biribiri. Și cum se face, da, bineînțeles. Vreau să-mi iau un pomnei, doi cai, rățuște, câște, toate cele. Vreau e o viață împăciuitoare, să știi. Nu? Da, e chiar o viață liniștită, aș putea spune. Bine. Dacă am stabilit asta, cred că putem să stabilim că mai departe mergem cu câteva știri, căci avem nevoie și de informare dimineața, iar rubrica Revista Presei este cea mai potrivită pentru informare. Da, eu sunt astăzi un pui și sunt și zgribuliți săracii, mai ales cei care s-au născut în perioada asta. Dar avem și vești bune pentru cei de acasă. E, da, ia să vedeți, stimați cetățeni ai capitalei, termoenergetica începe lovește de marți. Din nou. Lovește din nou. Lovește în calorifere din nou. De data asta într-un sens pozitiv, pentru că începe furnizarea căldurii în București. Asta e veste foarte bună. Ne așteptăm și la avarii. Oh! Nu, e acum, hai să nu fim cărcotași. Se întâmplă în general când se dă drumul la căldură, da. Pentru că au fost țevi prin care nu am... Din câte știu eu, sistemul ăsta nu prea înțeleg. Nu sunt eu inginer sau ceva pe treburile astea. Jur că dimineața mai trecut... m-am trezit și mă gândeam cum funcționează o centrală, jur. N-am mai trecut nimic prin țevile astea și e posibil că, nu știu, se mai fi crăpat vreuna între timp. Și acum când dă drumul vine așa apa, să se mai spargă câte o țeavă, să mai... Dar în mare parte bucureștenii vor avea căldură. Nu? Ne spun domnul de la Libertatea. Bună. Eu aș mai fi putut să stau, chiar aș mai fi putut să stau câteva nopți. Băi, la mine... Nu era atât de rău. Eu am cam adormit cu halatul pe mine așa un pic. Bine, Valentin vine cu bine, hai să... Asta vreau să zic asta. Și eu, sunt un caz excepțional. Pentru că la nu mine... e un factor de referință potrivit. Georgia merge în Siberia îmbrăcată așa. Da, păi exagerăm, dar uite, eu dorm cu pijamale lungi și șosete și plapă-mă și ok. Eu am problemă, să știu, eu nu pot să dorm în pijamale lungi. Dacă am mânecă lungă, pantaloni lungi la pijamale, nu pot să dorm. Păi și în halat, oribil. Mă, Vali, mă, că... Am adormit fără să vreau un halat. Ne vezi mai simt comod. Poporul cu televizorul. Aha, tu se deschide noaptea așa, practic ești tot. Bine. Nu ești foarte îmbrăcat cu halatul pe tine sau ceva. Bine, ok, am acoperit și această veste bună pentru bucureșteni. Iată, așa. Vom avea căldură de la noapte. Dar una caldă, una mai puțin la caldă. La câți ani ai vrea tu pensiunea ta în care stai tu cu rățuștele? Eu pensiunea pe la 55-60 maximum, ca să pot să la mai bucur de viață. La 60 maximum? 60 maximum, de dacă ce? Vrei să rămâi în câmpul muncii, draga mea colegă, așa. Și... Dragi femei din România, trebuie să știți că vârsta de pensionare se majorează. Nu, deloc. Tân, tân, tân. Nu, trebuie să cred. De la, da. Cât la, de la de 62 când... la cât? Stai așa un pic. De când intrăm în vigoare nouă, hai să luăm cu începutul. De la 1 ianuarie, vârsta de pensionare pentru femei va crește în procesul etapizat de majorare a vârstei de încheiere a activității. Ok. Uh-huh. Vârsta de pensionare pentru femei se va majora la 62 de ani. Nu era 62 înainte. Se va majora la 62. Nu, era la 62 înainte. Nu, ba la da. 62? Ba da. Ba stai da. Un pic, stai un pic. Se majorează stagiul complet de cotizare de la 31 de ani și 11 luni la 32 de ani. Mai muncește o lună în plus. A, zi așa, mai speriat. Mai speriat. Da, e lesne de înțeles la, de la 62 la da, 62. Da, eu înțeleg când au fost făcute, au fost normele astea făcute acolo și da. Ce trebuie. Cum s-au întâlnit, mă, câți ani de cotizare trebuie până la pensie? Mulți. Și a zis unul, bă, vreo 32 de ani o fi ok? Și eu a zis, nu, eu nu accept fără negociere treaba asta, eu vreau 31 de ani și 11 luni. Și am lăsat-o așa.
Tu îți dai seama că era stagiul de cotizare minim 31 de ani și 11 luni. Nu-mi cam o să facă cifră rotundă din prima. Să fie ori 31, ori 32. Separare. 31 de ani și 11 luni. Ce s-a întâmplat la masa aia a discuțiilor? Vreau să știu. Am negociat. S-a întâmplat că vom munci cu o lună în plus. Asta nu e mare pagubă în ciuperci, cum s-ar zice. E ok. Mama asta cu pagubă în ciuperci. Băi, tu deja te vezi la pensiunea aia ta, am impresia. Păi trebuie să-ți trăiești visul cu ochii. N-ai cum să ajungi undeva dacă nu visezi cu ochii deschiși. Aoleu, și uite, ne-a spus domnul Ciolacu despre majoare că va fi de minim 10%. Minim. A, e bine. Acum că o fi 15, 12, 13, 20. Să nu ne facem atât de mari speranțe. Să nu ne, așa, să nu luăm pe câmpie, se va majora. Asta e sigur. Să vedem și mai spune domnul Ciolacu că ar putea fi o premieră de la Revoluție în ultimii 30 și ceva de ani să avem o lege a bugetului prezentată în noiembrie, în decembrie, ca să fie timp de discuții, de să mai strângă câteva șuruburi pe aici pe acolo, să avem un buget frumos pentru anul viitor. Avem încredere că se va întâmpla treaba asta, cine știe. Poate, de ce să nu avem speranță? O să avem buget în luna noiembrie. Bun. Bun. O să vedem acolo, mamă, pe ce, abia aștept la revista presă, vedem pe ce se alocă banii, cât se dă la educație, că iar o să dea puțin cam fiecare an. Nu, trecem peste. Probleme. Să nu fim răi în dimineața asta. Pentru că România, trebuie să vă spunem următoarea știre, are cea mai ridicată rată a mortalității în accidente rutiere din UE. Suedia, spre exemplu, e campion la treaba asta, știm deja, mă rog, aproximativ 19.900 de persoane și-au pierdut viața în urma unui accident rutier în cursul anului trecut în UE. O creștere cu 6% față de 2020, când oamenii poate au mai stat mai mult prin casă, n-au mai mers la fel de cu mașina. Păi în 2020, două luni, nu s-a ieșit din casă, de acolo de acolo acel 6% accidente. Probabil. Au publicat aceste date cei de la Comisia Europeană. De acolo vin toate datele astea și, cum spuneam, Suedia este cumva campioană la siguranță rutieră, au doar 20 de decese la un milion de locuitori. Bun, trecem un pic așa mai în sud-est, așa, mai pe plaiurile noastre și vedem că noi avem 92 de decese, adică de 4 ori ceva, mai mult decât Suedia. Suedia a avut o politică foarte virulentă împotriva accidentelor rutiere și și-au propus, cred că în anul 2012, 0 copii morți pe șoselele din Suedia. Ce că au și reușit. Au reușit atunci, 2012. Da. Ne-a spus și Titiaur chiar, că au avut, că el vrea să facă un documentar acolo despre siguranța rutieră, ceea ce mi se pare foarte tare. Cred că anul trecut pe vremea aceasta Suedia, stăteam de vorbă cu domnul Titiaur și a spus că e o mare, mare problemă din perspectiva asta și că România nu are o politică de reducere a accidentelor rutiere foarte bine pusă la punct. Uite, de exemplu, de ce spui tu, Comisia Europeană a anunțat că în iulie că va fi aplicat nou regulament privind siguranța generală a vehiculelor. Deci, cumva, vedem că de la nivel european ne cam strâng ei cu ușa, chit că vrem noi, chit că nu vrem, bă, faceți ceva, că vă cam mor oamenii pe șosele, știi, și nu e ok. Iar legat de Suedia, Suedia este un etalon, dacă vrei, în siguranță rutieră. Ei au și o marcă, al cărui nume nu-l putem da, care a și inventat centura în trei puncte. Adică, de acolo, acolo e mama siguranței rutiere, în adevăratul sens al cuvântului. Și acolo se fabrică, vezi, Doamne, se spune și cele mai sigure mașini din lume. Însă, până la cele mai sigure mașini din lume, sperăm să vedem și noi pe străzi. Nu știu care ar fi soluția. Eu stau și mă gândesc, poate amenzi mai usturătoare, să-ți ia carnetul pe un an, dacă ai făcut vreo prostie mare de tot. Nu-mi dau seama care ar fi soluția. Că atunci, cu siguranță, ne mai face prostii. Stau și mă gândesc, o mai aprigă sancționare în timp util. Da, sau cumva, nu știu, să fie, să iei carnetul mai greu. Nu știu care ar putea fi soluția. Cumva, specialiștii din domeniu trebuie să se pune la un moment dat la o masă. Să vorbească. Să vadă care sunt cele mai dese contexte și pe alea poate să le abordeze. Nu știu, trecerile de pietoni, faptul că nu reducem viteza înainte de trecerile de pietoni. Am un prieten care stă, fratele unui prieten, de fapt, care stă în Monaco și ne povestea că acolo nu există ideea de a depăși limita chiar și pe autostradă. Poți să ai tu mașini de 100.000 de euro, care prin 300 la oră, lumea nu depășește viteza pentru că acolo nu stă foarte mult poliția pe străzi, decât poate la controle de rutină. Pur și simplu sunt camere. Tu nici nu știi că te-a luat camera și ți-a înregistrat viteza și vine frumos acasă amenda. N-ai plătit amenda, poprie pe cont, tot îți ia banii statul. Adică, cumva, nu știu, mă gândesc că de frică, dacă nu de frica morții noastre, de frica amenzii măcar, am putea să facem ceva ca să ne mișcăm în direcția asta, să avem mai puține accidente. Și uite că tot am ajuns pe drumuri. Despre drumuri suntem. Bună asta. Și tot am ajuns pe drumuri.
Fugiți de acasă, fugiți de acasă cu banii de pâine, da? Un site neautorizat din România vinde rovinete mai scumpe. Ne pune pe drumuri. Ne pune pe drumuri, da, că ne scoate toți banii din buzunar. Vinde rovinete mai scumpe cu 200%. Fraților, eu nu știam că există, nu aveam conceptul ăsta în minte că există șofer care să nu știe că în România rovineta pe o săptămână costă 14 lei, 14 lei, ceva, 13,98, cât costă. Deci cum să plătești, tu îți dai seama, de 3 ori prețul ăsta, adică 40 și, cât am spus, 42 de lei? Mă, pe bune, deci cum să faci asta? Vezi pe un site, te gândești, poate, ok, sunt niște taxe de procesare a plății. Mă, dai un leu în plus, dai 2 lei, dai 3 lei, ok, înțeleg, sunt dispus să fac asta. Dacă îmi văd 42 de lei pentru o rovinetă pe o săptămână, te seama pe un an că ăștia probabil vindeau și rovinete pentru un an? Da, e cam trist. Nu? Da. 140 de lei? Ori 3? 420 de lei? Plăteai pentru un an de rovinietă? Uite, eu n-am mai apucat să-mi iau rovinietă pe un an și mi-am luat prin SMS. Mi-am plătit prin SMS, rovinietă, când plec. Eu de obicei când alimentez pompa, așa, și puteai ce ții și o rovinietă și cam aia e toată treaba. Eu am mesaj de la Rapid, am plecat la drum, sac pac, SMS-ul confirm. Sac pac și rața cade. Ce treabă ai tu cu rațele în dimineața asta? Nu rața, stai cum îi ziceai la rățuște. Biribiri. Biribiri, mă. Biribiri. Sac pac și biribiri cade. Italian. Da. Eu zic să mai aflăm câte ceva interesant în dimineața asta, și anume, de peste hotare, la mare depărtare de casă, revine o faimoasă competiție muzicală, American Music Awards, cu nume sonore, iată, după o pauză dictată de pandemie, și aflăm și noi câte ceva despre ce ni se pregătește. Artistul cu cele mai multe nominalizări, 8 la număr, la American Music Awards este Bad Bunny. Dacă va câștiga la toate categoriile, artistul puertorican va fi la egalitate cu nume mari ale muzicii ca Michael Jackson și Whitney Houston. Beyoncé, Drake și Taylor Swift sunt și ei nominalizați la câte 6 categorii fiecare, iar Adele, Harry Styles și The Weeknd au obținut și ei câte 5 nominalizări. Spectacolul American Music Awards 2022 va fi transmis în direct de la Microsoft Theater din Los Angeles, iar pe lista invitațiilor se află de asemenea Tiesto, Coldplay și Doja Cat. Ce tare, ce veste, ce frumoasă! Dar tu dai seama cum e ca artist să ajungi acolo? Doja Cat cred că n-a avut până acum șansa să cânte la American Music Awards. Nu, nu. Dacă stau să mă gândesc, n-aș crede. Și a avut un mare hit în perioada asta. Chiar a avut un mare, mare hit. Da, cumva, cred că e o realizare mare pentru orice artist, știi? Da, uite, mie mi-ar plăcea tare, tare mult să-i văd pe cei de la Coldplay, având în vedere că ei cântă în general în Europa, faptul că ajung acum în America e mare, mare lucru. Deci o să avem și un artist român acolo? Ce tare ar fi, dar să știi că sunt foarte mulți compozitori români care scriu pentru artiștii din afară, da, despre care noi nu știm atât de multe, dar... Am auzit, nu știu că am auzit bine despre Costi Ioniță? Da, Costi Ioniță, da, uite, să-i spunem și colegii noastre frății despre treaba asta, dar noi mai avem ceva pregătit în această dimineață, că tot vorbeam de frății, vorbim și despre colegi și vorbim despre o persoană care ne este foarte, foarte, foarte dragă și care în această dimineață își aniversează ziua de naștere. Noi am încercat să o surprindem și am vrea să-i spunem în direct la mulți ani, să fii sănătoasă, Aura, multă, multă sănătate, să Aura, te iubim Aura este mult. mămica noastră din regie, care tot timpul stă cu noi în cască și căreia îi mulțumim pentru tot ce face pentru noi, chiar și când nu merg lucrurile uneori. Când întârzie un invitat, când se întâmplă orice, Aura e acolo cu noi și calmează lucrurile și liniștește apele și toată emisia curge șnur, 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 iese exact așa cum trebuie. Aura, îți mulțumim pentru tot și la mulți ani! La mulți ani, Auricea, să fii sănătoasă și pentru că este ziua ta, să știi că surprizele se țin lanț. Ziua ta, ziua ta, dragostea, dragostea. Mulțumesc frumos!
lume. M-am prins. Da, am reușit să o surprindem pe Aura în dimineața asta. Ne-am gândit să o fi invitat aici în platou, dar suntem convinși, 100.000 n-ar fi venit. Știam că nu vine, Super, am reușit în dimineața asta. Deci, Aura, habar n-ai când ne-am chinuit cu surpriza asta și cât de mult de lumea a complotat. Sperăm să-ți placă și sperăm că... Eu sunt sigură spartă. Deși ne urăști un pic în acest moment, o să-ți treacă toată supărarea și să realizezi că este drept ca și tu să primești o astfel de surpriză, având în vedere că de fiecare dată tu ești cea care ne pregătește surprize în direct. Ne-a venit și nouă rândul, ne-am strâns mai mulți. Îți mulțumim pe această cale că ești absolut minunată, ești un producător deosebit. Uite și colegii te aplaudă, te susținem și îți mulțumim că ești omul frumos de care ne bucurăm în fiecare zi. Rămâi aceeași persoană minunată și, bineînțeles, mămica noastră cea de toate zilele. Iar acum, pentru că știu că ți-am dat desfășurătorul peste cap și trebuie să ne repliem la un moment dat, o invităm pe Frății, colega noastră, în cele ce urmează să ne spună ce a mai aflat despre vedetele de la noi și de peste hotare. Vreau să vorbim despre iubita noastră Lidia Buble, care tocmai ce s-a întors în țară. I-a mers bine, nu i-o fi mers bine în reality show-ul unde a fost acolo concurentă. Ideea este că paparații de la Mediaflux.ro au surprins-o și ei zic că ea a slăbit cam multe kilograme. Ia să vedem, vorbim de vreo 6-7 kilograme, Ana? 7 am aflat eu din surse sigure. De la gândaceea, crezi? Păi da. Pe care am impresia că tot aceleași surse sigure mi-au spus că au mai revenit parte din ele, dar ea arată, mi se pare că arată mai bine decât arăta când a plecat. Arată nu? Foarte bine. Dar la față îmi place mie că este super pe young, așa, pe voi vedeți? Este. Super naturel, așa. Da. Și produță măscuță. Și îmi place stilul ei super american, așa, e anchelcheșos. Totul e pe America, duceam, ne-am și noi pe America. Da. Street style-ul acela de America. Mie îmi place foarte mult Lidia Buble. A slăbit pentru că, e clar, a făcut foamea. Natural. Involuntar a făcut foamea. Gândea și eu că n-au prea multe calorii. S-au mai întors 2-3 de acolo și le-am văzut alaltăr la eveniment și tot porbagajul. Erau așa? Da. Da, nu vrem să intrăm în portul du bagaj. Lidia Buble s-a întors și este în mare, mare forță. Tocmai ce a lansat un videoclip cu DJ Project și vreau să vedem câteva secvențe împreună. Ochii tăi! Hai să ajungă în trending și să vedem acolo pe locul 1, nu de alta, dar mie chiar îmi place piesa lansată cu DJ Project. Acum vreau să mergem la un alt cuplu drăguț, Frumi, nou, și vorbesc, bineînțeles, despre Theo Rose și Angel Damian. Ei bine, Theo Rose tocmai ce a terminat filmările serialului în care a fost acolo un rol destul de drăguț și vreau să vedem cum a surprins-o Angel Damian pe aceasta. Ia să vedem! Pauze pentru Theo, care a terminat sezonul! Bravo! Bravo, Theo! Doar ajut, a fost frumos! Al doilea este și mai bine! Nu mai odihnită! Da, zile, Ana, că ai vrut să spui ceva! Dă-i drumul! Hai da! Stai așa, să intru și un cadru, stai așa. Da, dați cadrul ăla de zi. N-am avut flori, că ți-aș fi dat vreo două. Nu, a fost așa, dă-te încoa. A fost... Stai, poți să zic cuvântul ăla cu F la televizor? Cu nu. F? N-a F și tu. Stai că nu știam. Cuvântul ăla pe care îl mai folosim și noi. N-a F și tu, în bucheața al de flori. Zi, lenuță. Uai, no. Thank you very much. Tararara. Cum era aia? Nu există amor, amor. Cântă mă, că tu ești talentatul după fără. Nu știu ce ani, Elena. Ești născută în 25. Deci, această poveste de dragoste a început... S-a povestit despre această poveste de dragoste când a început la filmare și când s-a terminat la filmare. În râs nu mai știm nimic.
Iar la filmare s-a terminat cu vorba lui Burescu. Era emoționat Angel și n-a știut cum să-i dea un buchet de flori. Poate nu. Nu, nu, era în alt film. Poate nu dă de obicei și atunci... Era în alt film. Da, trebuie să stau frumos la televizor. Era frumos dacă vă... Era, bă, dar poate nu e obișnuit, ce a avut nu emoții, el, că era multă lume pe el lângă el. El nu e obișnuit, el fiind pe ăla care a făcut film. Nu e obișnuit, bă, deloc. Dar, într-adevăr, puțin așa, parcă stângace. Da. Ideea este că... Ia. S-a și speriat, săraca. Ce-ai, mă, ce-ai făcut? Dar suntem de acord că nu există poveste de amor? Ba da, mă, termină-te. Florine? Florinel? Nu, tu spune. Eu zic Florin? Că da, ea zice că nu. Florin, spune. Nu, eu zic că nu. Florin. Florin. Că nu. Florin. Floriniciu? Florinelo. Mă, nu știu ce să zic. Florinenașu? Nănuțelu? Florin. Ideea este că nu va fi de viață. Florin, te bat. Florinelo. Bine, dragă, câtă iubire e aici. Nu e. Păi am zis că nu este. Păi dar nu erai așa. Ce să zic, mă, nu știu, dar e un pic neșlefuițel. Da, lasă-l, măi, Florine, că dragostea trece dincolo de aspectul fizic. Oricum, vreau să-ți spun că filmul e foarte tare. Eu care nu s-a făcut. Dragostea trece... Ai fost în Bulgaria? Recent? Adică, poate nu contează chestia asta fizică. Sigur, că dar oricum, poate ei chiar îi place așa. Asta vreau să zic. Pe ea nu încântă foarte mult eleganța, diplomația. Nu contează cât de lung am părul. Important e cât și cum. E contul? Zâmbești. La, 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 la. Fiecare cu ce pe limba noastră, da. Ce să facem? Home design. Mai ce să le zic eu lor? În primul rând o felicit și îi felicit pe amândoi pentru film. Asta e da. Senzațional. Asta mă da. Uit la el. Eu nu m-am uitat eu la serial de 150 de ani. Să-mi fie rușine, dar n-am văzut. Ziceți că e mișto? Da, da. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Felicitări amândurora pentru lucrul acesta. Pentru relație să-i ajute Dumnezeu să fie cum vor ei. Că sigur să va alege. Hai să urmărim pe asta vreo două săptămâni așa. Bine. No, dai mai mult. Suntem ochi. Numai nu. Da, vreau să vă întreb așa, o mică comparație, dacă se poate, cu fosta relație cu Leonte, cum vi se pare? A, nu, că domnul supera de vedete. Comparație să fac. De relationship. Păi nu există asta, eu n-am văzut-o pe asta, n-am ce să compar. Bine, bine, ok. Ne-am repliat după această surpriză pe care am făcut-o producătoarei noastre, Aura Rusu, și încă o dată. Suntem pregătiți să mergem mai departe, așa cum v-am obișnuit cu sfaturi utile, deoarece cu toții suntem îngrijorați de creșterea facturilor la energie electrică, dar iată că în acest context ne ajută reciclarea și responsabilitatea, pentru că stăm de vorbă cu domnul Cristian Pocol, președintele Asociației Respo.de, care ne va spune ce și cum. Bună dimineața! Bună dimineața! Am lansat puțin din acest subiect, am zis reciclare și responsabilizare. Vorbim cei drept despre electrocasnice vechi în acest context. Ele sunt cele care ne încarcă facturile la energie? Da, așa este. Din păcate, noi cu toții folosim în casă un frigider, un televizor sau un aer condiționat, echipamente care, odată cu evoluția tehnologică, primesc și soluții de utilizare a unei cantități de ce în ce mai mici de energie electrică. Și atunci, în timp, este bine ca periodic să gândim o înlocuire a acestora din punct de vedere a optimizării consumului și nu numai a consumului, cât a facturii la energie electrică. Am văzut niște studii care spuneau că frigiderul și cu aerul condiționat și mașina de spălat reprezintă aproape 80% din acea limită de 255 de kW pe an în care putem să ne încadrăm ca să avem un tarif mai bun la energie electrică. Deci da, trebuie să le înlocuim periodic. Deci un frigider, cu alte cuvinte, un frigider de acum 20 de ani, oho, cu siguranță ne va încărca factura mult mai tare decât un frigider, o combină frigorifică pe care o cumpărăm astăzi. Da, și astăzi avem posibilitatea să cumpărăm un frigider din clasă F, care are un consum de 300 și de kWh pe an, în comparație cu un frigider din clasa A, care are un consum de doar 66 de kWh pe an. Deci vedeți o diferență de 250 și ceva de kWh doar din decizia care produs îl cumperi. Ca și volum și funcții ale acestui echipament sunt aceleași. Doar soluția tehnologică aplicată pentru el diferă. Și atunci diferă, bineînțeles, și prețul de achiziție. Adică cele cu clasă energetică mai bună vor fi, evident, mai scumpe decât cele cu clasă F
E... Da, 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 așa este. Într-adevăr, cele clasă F sunt undeva până în 2000 de lei, 1900-2000 de lei, pe când în clasă A, care am menționat mai devreme, poate să ajungă între 4500 și 5000 de lei. Deci, vedeți, dublu sau chiar se apropie de 3 ori prețul, valoarea de achiziție. Eu aș gândi pe termen lung în direcția amortizării acestui cost prin factura de energie electrică. Dacă economisim timp de un an, doi în factura de energie electrică, cumva deja mergem pe timp, plus. Da, să ajungem pe plus. Da, aici sunt mai multe aspecte de discutat. Odată, orice produs din clasă A vine cu mai multe avantaje decât un consum redus de energie electrică. Avantaje pe care este foarte greu să le cuantificăm în bani, de asta amortizarea banilor investiți trebuie analizată foarte bine. Dar, într-adevăr, doar din economia de energie electrică poate să aducă o economie mare la factura de curent electric. În același timp, trebuie să spunem că aceste echipamente trebuie făcut un proces de înlocuire a lor. Proces care nu este doar la îndemâna cetățeanului, a consumatorului final, el trebuie să fie susținut de către stat. Așa s-a întâmplat peste tot și cel mai bun exemplu îl avem la programul de înlocuire a autoturismelor cu autoturisme electrice. Știți, România are cea mai bună primă de ajutor pentru asta, este undeva în jur de 10.000 de euro pe fiecare autoturism, o primă care este cea mai mare din Europa ca și valoare și reprezintă aproximativ 30-35% din valoarea mașinii. Deci, în aceste condiții, te mai gândești odată dacă cumperi un autoturism pe combustie internă sau mergi pe un autoturism electric. Dar chiar și magazinele de electrocasnice. Eu cu ai mei am fost în weekend și am cumpărat un aragaz, spre exemplu, și pentru faptul că ni-l iau pe cel vechi de acasă, primim un voucher de 150 de lei. E valabil și la frigidere și la mașini de spălat. Adică, într-un fel sau altul, și din partea comercianților vine treaba asta. Probabil ce fac ei cu ele după, nu știu, probabil le reciclează, pentru că sunt produse destul de vechi. Da, vedeți, acest program, Rabla Electrocasnic este denumit, este făcut de către Ministerul Mediului și câteodată mai este susținut și de unele magazine. Acest program vine cu, într-adevăr, o sumă pe Rabla Electrocasnic, ajunsese la aceste echipamente eficiente energetic, la o primă de undeva de 400 de roni pe echipament. Acum, așa cum s-a declarat de către minister, acest program a avut o eficiență de aproximativ 40%, pentru că mulți dintre cei care au aplicat să beneficieze de acest ajutor, în momentul în care au mers în magazin și au văzut că ei trebuie să mai vină pe lângă cei 400 cu o sumă peste 4.000, 4.100, 4.200, au renunțat și la voucher și n-au făcut achiziția echipamentului nou și, implicit, nu au înlocuit echipamentul vechi pe care îl aveau în utilizare cu unul nou eficient energetic. Aceasta este motivul pentru care noi, Asociația Respo de Evenim, și spunem că acest program este prima pe care o oferă programul respectiv. Este prea mare pentru achiziția unui deșeu, așa cum am spus mai devreme, că să primești un deșeu și să ajunge undeva la 16 lei pe kilogram de deșeu de echipament electric colectat, ceea ce este extrem de mult și industria nu poate să o susțină, dar este prea mică prima pentru a determina consumatorul final să facă o achiziție în acest sens, să aibă un echipament eficient din punct de vedere energetic. Din acest motiv, noi venim și propunem ca acest program să ofere o primă într-un procent de aproximativ 30% din valoarea echipamentului, așa cum dădeam mai devreme exemplu 4.000-4.500, prima să fie în jur la 1.500, între 1.500 și 2.000 de lei. În momentul în care te duci în magazin și vezi că dintr-un echipament de 4.500 primești un ajutor din partea statului de 1.500-2.000 de lei, stai și te gândești de două ori și optezi pentru această soluție. N-ar fi cumva mai eficient dacă aveam mai puține vouchere, numeric vorbind, dar care să aducă, nu știu, conversie în magazin pur și simplu, să nu mai fie cazurile acelea în care mulți oameni au aplicat, dar când ajung cu cei 400 de lei în mână și văd că trebuie să mai pună 4.000, să renunțe. Astfel, probabil, dacă vor fi mai puține vouchere, mă gândesc că poate Ministerul Mediului nu are bani să susțină atât de, la fel de multe vouchere cu o valoare atât de mare, totuși acele vouchere, puține câte ar fi ele, aduc eficientizare în câteva case. Da, acesta este motivul pentru care am făcut propunerea pe care tocmai v-am prezentat-o. În acest fel se vor înlocui mai multe echipamente și se vor scoate din uz echipamentele vechi, care, chiar dacă sunt funcționale, știți, au fost bine construite și mulți dintre părinții noștri încă le utilizează. Ele sunt bune sau poate pot fi ușor reparate pentru a putea fi refolosite, dar din punct de vedere energetic nu mai aduc un beneficiu
nouă tuturor. Și atunci e de preferat ca să renunțe la această reparație și să înlocuiască cu totul echipamentul. Cred că frigiderul este un bun de maximă necesitate. Mașina de spălat, să spunem că poți să o mai ții poate pe cea veche, nu spele atât de des. Aerul condiționat e și el un lux pentru cei care își permit să plătească o factură mai mare. Mă gândesc la persoanele cu venituri foarte mici. Ar fi util să existe vouchere dedicate acestora, ei să aibă o prioritate în economia acestor vouchere, astfel încât cei care oricum nu și-ar permite să schimbe un astfel de electrocasnic să aibă șansa, tocmai ei fiind cei mai văduviți de această scumpire a energiei electrice? Da, frigiderul, așa cum am spus, este un echipament care sigur este prezent în toate locuințele. Fără el nu se poate trăi în ziua de azi, mai ales având în vedere temperaturile și stilul nostru de viață actual. Dar, într-adevăr, aici sunt persoane cu venituri mai mici, care nu pot să-și permită achiziția unui echipament eficient din punct de vedere energetic. Decizia pentru astfel de programe trebuie să fie luată de către autorități. Într-adevăr, aici trebuie să vină cu alte sume și cu alte bugete pentru astfel de programe, dar, cum să zic, acest proces de înlocuire a parcului de echipamente electrocasnice care sunt energofage poate să se facă în etape. Probabil că în prima etapă să înceapă cu astfel de programe care le-am prezentat mai devreme, care pot să aducă un volum de echipamente noi în piață și ușor, step by step, să pot face și celelalte programe în funcție de disponibilitățile ministerului. Revenim și la ideea de a recicla electrocasnicele vechi. Dacă sunt oameni care pe barba lor își schimbă electrocasnicele din casă, le pot duce, așa cum spunea Vali mai devreme, la orice comerciant? Da, orice magazin care comercializează echipamente electrice poate să preia unul vechi pentru a fi direcționat către un centru de reciclare. Pe lângă acestea mai sunt și centre de colectare autorizate, specifice, care sunt în număr de peste 1000 deja în țară. Și lista lor poate fi găsită atât pe site-ul asociației noastre, cât și pe site-ul Agenției Naționale de Protecție a Mediului. Deja în fiecare localitate există cel puțin 1-2 centre de colectare și mulți dintre ei au un număr de telefon verde la care pot cetățenii să apeleze pentru a trimite o mașină să ridice acest echipament din casa lor. Deci, practic, vin și le iau de acasă. Exact. Da. E util și rapid și pe această cale vă mulțumim că ne ajutați să informăm pe cei de acasă și vă așteptăm să reveniți să mai povestim. Vă mulțumesc pentru invitație. Mergem către un domeniu unde, iată, recondiționarea se aplică, nu mai reparați electrocasnicele vechi din casă, ci înlocuiți-le cu unele noi și eficiente din punct de vedere energetic, dar bucurați-vă de vestea că trenul Orient Express a fost recondiționat, mai cu seamă 13 dintre vagoanele acestuia. Tu ai mers o dată cu el? Nu, și mi-a jurit tare, tare mult. Uite, aici chiar mi-ar plăcea să recondiționeze ala lung până când apucăm și noi să mergem să-l vizităm. Hai să asta nu luăm o clasă energetică mai bună, pe asta recondiționăm. Da, e o bijuterie și trebuie tratată ca atare și avem și câteva imagini cu acest tren minune. După 50 de ani, 17 vagoane din trenul original Orient Express au fost recondiționate și vor fi restaurate cu prilejul Jocurilor Olimpice din 2024 de la Paris, când luxosul tren își va relua traseul inițial din capitala Franței până la Istanbul. Trenul a fost pentru aproape un secol unul dintre cele mai elegante și scumpe moduri de a călători de-a lungul Europei, fiind decorat în stilul Art Deco și gândit pentru a oferi o experiență aparte, care inspira rafinament și lux. Primul tren Orient Express a fost pus în circulație la 5 iunie 1883 și a unit Parisul de Istanbul pe o lungime de peste 2600 de kilometri. Traseul trecea și prin România, de la Jimbolia cu ieșire la Giurgiu. Călătoria dura aproape 4 zile, răstimp în care pasagerii se bucurau de o gastronomie rafinată și de vinuri din soiuri alese. Trenul original a fost scos din circulație în 1977, dar în 2015 în Polonia s-au descoperit 17 vagoane ale trenului original Orient Express, care au fost cumpărate de o companie franceză pentru a fi restaurate. Printre acestea se numără 12 vagoane de dormit, 3 vagoane de tip salon, un vagon restaurant și unul pentru bagaje, toate păstrând decorul autentic Art Deco. Restaurarea vagoanelor va fi definitivată la începutul lui 2024, iar călătoria
bucătăria inaugurală va avea loc cu prilejul Jocurilor Olimpice de la Paris din același an. Garnitura va circula sub numele de Nostalgie Istanbul Orient Express și va urma ruta inițială, cea din 1883. La acea dată, călătoria Paris-Istanbul a durat 13 zile. Încă de acum mai bine de 130 de ani, trenul și-a făcut drum de la Paris la Istanbul, fiind folosit de spioni, demnitari, artiști și președinții de stat. Orient Expressul reprezenta o nouă viziune a modului de a călători traversarea Europei de la vest la est cu un singur mijloc de transport. Perioada la Belle Époque și anii 30 au fost perioada de glorie a Orient Expressului, care și-a căpătat reputația pentru confortul și luxul său, având în garnitură vagoane de dormit și vagoane restaurant, cunoscute pentru calitatea serviciilor. Documentele vremii atestă că Lawrence al Arabiei, Mata Hari și Lev Tolstoi au fost printre călătorii obișnuiți ai Orient Express. Orient Express este și locul unde scriitorii și-au găsit spațiul perfect pentru poveștile lor. James Bond și Agatha Christie au amplificat măreția celebrului tren. Ian Fleming, celebrul creator al lui James Bond, l-a plimbat pe faimosul personaj cu Orient Expressul în From Russia with Love, cartea apărută în 1956, care a și avut ecranizarea în 1963 cu Sean Connery în rolul celebrului spion. Orient Express a fost visul unui belgian pe nume George Nagelmakers, care și-a imaginat o călătorie completă cu același mijloc de transport de la vest la est. Fascinat de inovațiile feroviare pe care le-a văzut în Statele Unite ale Americii, unde în 1869 a fost inaugurată prima cale ferată transcontinentală, Nagelmakers a dorit să facă același lucru și în Europa, însă plusând cu lux și confort pentru pasageri. Uite ce imagini de arhivă și ce soare era acolo, Doamne! Exact! Și uite, vreau să spun și eu că astăzi bucureștenii primesc căldură în această seară, de fapt, dar cred că și soarele vine cu ceva daruri și eu zic să aflăm de la Romina cum stăm. Sofia Linia și el cu termoenergetica. Bună dimineața, Romina! Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Ei bine, soarele va fi prezent pe tot teritoriul țării, așadar vom avea parte de vreme frumoasă și atmosfera este mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă din an. Cerul va fi variabil, dar prin partea de nord și nord-vest vor mai fi unele înnorări și izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor situa între 18 grade vor fi prin Constanța și 22 prin Suceava și Timișoara. Cele mai ridicate valori vor fi în dealurile subcarpatice din Moldova. Așadar, în București vremea se menține frumoasă, vântul va sufla slab și moderat, atmosfera se încălzește, iar la prânz se vor atinge 20 de grade Celsius. Ei bine, mâine o să fie ceva mai frig de dimineață, dar se va mai încălzi după prânz, vântul va fi activ, iar temperatura va urca până la 22 de grade Celsius. Poi, mâine, norii mai apar și s-ar putea să apară câțiva stropi de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, rafalele vor atinge 10-15 km pe oră. Temperatura scade radical, astfel maxima va fi de 16 grade Celsius. Acestea sunt informațiile despre vreme pentru moment. Ne revedem mai târziu cu mai multe detalii. Mulțumim, Romina. Hai are roche foarte, o roche foarte drăguță are Romina. Da, se întreba dacă tu vei purta roșu ca să faceți echipă. Să fiu da. Roșu-albastru. Exact, da. Ce vrei să zici? Nimic, nimic. Vreau doar să spun că Olivia este următoarea noastră candidată la informare pentru că vine și cu vești din lumea lor, astfel încât să avem toată informația în această dimineață. Bine v-am găsit! Berbecii se simt în larul lor atunci când ceea ce produc coincide cu valența vocațională interioară. Iar astăzi, cei care se regăsesc în astfel de joburi pot avea o zi extraordinară. Taurii au nevoie să gândească diferit și mai ales să gândească în viitor. Prezentul nu mai este de actualitate pentru ei. Trebuie să se pregătească să facă un salt în viitor. Gemenii au multă energie fizică, iar din acest motiv simt nevoia să facă multe lucruri în același timp. Minim două, maxim vede fiecare la sfârșitul zilei de câte s-a apucat. Racii se reorganizează la nivel personal și primul pas este să treacă pe o hârtie toate reușitele de până acum.
Este mult mai ușor să identifice în acest fel calitățile care i-au ajutat să obțină aceste rezultate. Lei stau foarte bine la capitolul stima de sine, ei trebuie doar să lucreze mai mult în folosul lor și mai puțin în folosul celorlalți. Pentru nativii fecioară, sănătatea este în centrul atenției lor azi. O vizită la medic ar fi cea mai bună soluție. Balanțele se înconjoară de oameni noi, care le inspiră și le atrag prin ceva ce au și pe care nativii și-i doresc și ei. Și vor să învețe cum au făcut ceilalți să-și dezvolte acea latură de autenticitate. Scorpionii își doresc să strălucească la nivel profesional. O provocare nouă ar fi tot ce ar avea nevoie în acest moment. Dar până vine provocarea, au de învățat răbdarea. Săgetătorii au nevoie să plece într-o călătorie de orice fel ar fi ea, fizică sau virtuală. Astfel, un film captivant, o carte pe care să nu o lase din mână, ar fi mai mult decât eficient. Capricornii se bucură de daruri și surprize frumoase care vin din partea sau prin intermediul partenerului de viață. Le prinde bine acestor nativi să se simtă un pic răsfățați. Vărsătorii se simt niște norocoși și au dreptate. Ei au un noroc de oameni minunați în viața lor cu care să facă tot felul de năzdrăveni. Peștii își doresc o reorganizare a programului lor astfel încât să le rămână ceva mai mult timp pentru ei. Le recomand să fie proactivi și preventivi legat de sănătate decât să simtă nevoia să intervină din motive total opuse. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. A venit timpul să ne bucurăm și de muzică în această dimineață și nu numai, și vă prezentăm pe Evelina Sima și melodia sa Cu inima mai căutat. O ascultăm și revenim imediat să stăm de vorbă cu Evelina. Ai învățat că o iubire trăită întâi e fericire. Cu inima m-ai căutat și sufletul mi-ai vindecat. Ai învățat că o iubire trăită întâi e fericire. Ești soarele ce strălucește și te iubesc necontenit. Ești tot ce am visat o viață, iar visul azi mi s-a împlinit. Vreau viața să-mi petrec cu tine, că lângă tine-s mulțumită, iar inima să-mi bată în piept pentru o iubire fericită. Parfumul tău m-a amețit și-ți mulțumesc că lângă tine trăiesc povestea de iubire. Privirea ta m-a cucerit, parfumul tău m-a amețit și-ți mulțumesc că lângă tine trăiesc povestea de iubire. Ești soarele ce strălucește și te iubesc necontenit. Ești tot ce am visat o viață, iar visul azi mi s-a împlinit. Vreau viața să petrec cu tine, că lângă tine-s mulțumită, iar inima să-mi bată în piept pentru o iubire fericită. Mii de ori că m-ai ales dintre o mie, să
împărțim iubirea-n doi, să-ți fiu mireasă și soție. Îți mulțumesc de mii de ori că m-ai ales dintre o mie. Să împărțim iubirea-n doi, să-ți fiu mireasă și soție. Ești soarele ce strălucește și te iubesc necontenit. Ești tot ce am visat o viață, iar visul azi mi s-a împlinit. Vreau viața să petrec cu tine, pe lângă tine-s mulțumită, iar inima să-mi bată-n piept pentru o iubire fericită. Lângă tine mă simt femeie împlinită și nu vreau dorul să-l cunosc, vreau doar iubire fericită. Mă simt bogată lângă tine, mă simt femeie împlinită și nu vreau dorul să-l cunosc, vreau doar iubire fericită. Ești soarele ce strălucește și te iubesc necontenit. Ești tot ce am visat o viață, iar visul azi mi s-a împlinit. Vreau viața să-mi petrec cu tine, că lângă tine-s mulțumită, iar inima să-mi bată-n piept pentru o iubire fericită. Foarte frumos îi spunem pe această cale Evelinei, bună dimineața, bine ai venit la noi. Bună dimineața și bine v-am găsit. Valentin, nu știu dacă mă înțelege când mă întâlnesc cu Olteni în platou. Ce zodie ești? Berbec. Berbec, nu, dacă era și rac, eu plecam. Mă ridicam și plecam, vă spun sincer, Olteancă și rac și Olteancă, nu, da. Nu prea puteai să ne faci față în dimineața asta, dar eu zic să rămâi la partea cu Olteanca, nici așa nu să-ți fie ușor. Între două nu te plouă, dar nici bine. Discutabil. Dar de ce sunt așa periculoase Oltencele? N-am înțeles. Sunt afurisite, nu, da. Evelina? Da, suntem. Și eu am și buzele subțiri, deci... Mamă, s-a terminat șmecheria. E un mit ăsta cu buzele subțiri? Mai nu știu dacă la e noi, mit. În partea asta de Oltenia, așa se spune. Da. Dacă ai buzele subțiri, da. Ești rea? Da. 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 Și eu le-am un pic subțire. Ai grijă, mare grijă. Nu păreți rele. Nu părem, nu? Nu păreți. Știm să acum. Ne prefacem foarte bine. Eu zic că și muzica e cea care îmblânzește firea omului, exact. Și tu, având parte de muzică de la o vârstă fragedă, cumva n-ai cum să fii altfel decât suflet bun și curat. Cum a început călătoria ta în lumea muzicii? Ai avut pe cineva în familie care te-a inspirat? Da. Am avut-o pe mătușa mea, care m-a susținut și m-a ajutat foarte, foarte mult încă de la vârste foarte, de la o vârstă foarte fragedă. Călătoria mea pe drumul acesta muzical a pornit pe la vreo 5 ani, să zic așa, unde la un concurs Tip Top Mini Top, unde am fost desemnată laureată. După care au urmat alte concursuri, am jucat și într-un film, unde am avut rol principal, am câștigat și un trofeu, Amfora de Aur, la filmul Balcanic de Copii și Tineret din Bulgaria. Oho. Tot vorbeam de rădăcini, da. Am lansat și un album de muzică populară, la o vârstă destul de fragedă, 14 ani. Sunt mândră caracaleancă, pentru că acolo mi este rădăcina. Acolo a fost filmat și clipul. Da, clipul acesta a fost filmat în orașul meu natal. Ce planuri ai din punct de vedere muzical, având în vedere că deja ești cunoscută în zona ta și sunt convinsă că ai depășit multe obstacole în ceea ce privește viața de artist independent. Iată, ai un album de la o vârstă fragedă. Această piesă, bănesc, e dedicată soțului tău. Da, este dedicată soțului meu, este creată pentru soțul meu, pentru că versurile sunt scrise în totalitate de mine. Îmi place să-mi scriu și versurile. Atunci când poate n-am inspirație, mai apelez la anumite persoane, dar în cea mai mare parte îmi place să-mi scriu singură versurile, pentru că simt că atunci transmit. Scriu despre mine, scriu despre întâmplări, ce le văd. Întotdeauna îmi place să scriu despre realitate și despre ceea ce se întâmplă
în viața de zi cu zi, ca oamenii să se regăsească și, bineînțeles, să transmiți foarte mult. Cred că atunci când scrii tu singur versurile, simți și că actul artistic e mult mai, nu știu, cu ștampila ta, să spunem. Exact, exact. Așa este. Cum mai descrie nunțile de la noi din Oltenia? Căci foarte frumoase. Pătimași oamenii. Oamenii sunt pătimași, sunt dornici de a se simți bine. Sincer, n-am întâlnit nunți triste, cu oameni triști. Cel puțin în zona noastră nu am întâlnit așa ceva. Și asta mă bucură foarte mult. Dar cred că la orice nuntă, doar în Oltenia, se pune o sârbă oltenească. Da, asta așa e. Uite, am fost la o nuntă la Buzău și dansa un băiat, exact cum se dansează Evelina la noi în zonă. Și m-am dus la el și l-am întrebat direct, tu ești oltean? Și zic, nu. Cum de nu ești? Dansezi fix ca la noi. E un dans specific, nu știu, băieții nu știu, dansează cu picioarele pe sus într-un fel. Da. Pe care nu l-am regăsit în alte zone ale țării. Da, 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 așa este. Dar da, ai dreptate, Valentin, cu sârba oltenească. Până nu intră sârba oltenească, nu există, domne. Se ridică toată lumea de la vese. Ce, ține și chefan de nuntă. Păi uite, vorbim cu Evelina, poate te ia cu ea la un eveniment. A, o arunci pe Evelina, nu? Adică nu o lași la tine mingea. El vrea să cânte. Merge la nunți. Cântă la nunți aproape weekend de weekend. Păi facem în felul următor. Eu cânt și tu dansezi. Mai bine. Să o pugnezi din degete. Și așa merge. Poate fi un instrument. Așa. Mai, nu te iert, nu mai lua la nicio nuntă. De când hai vorbim, deci nu mai lua la nicio nuntă. Conturile, stai liniștit. Mai pregătești vreo lansare în viitorul apropiat când ne revedem aici în platou? Cu mare drag ne vom revedea. Da, urmează să lansez. Vineri plec către Târgu Jiu, unde voi filma alte videoclipuri cu bunul meu prieten Ovidiu Achim. Urmează să lansez melodii noi, urmează să pregătesc surprize pentru toți cei care ne urmăresc și care mi urmăresc activitatea. Și sperăm să revii și la noi cu acele piese. Cu siguranță. Să ne revedem, să le ascultăm împreună. Te așteptăm mare drag să vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Mare drag și noi și să ai o zi minunată. Mulțumesc și spor în toate. Mulțumesc din suflet. Mulțumim și noi. Mergem cu pași rapizi către o pauză de publicitate. Oh, dar da, ne să ne mai tragem sufletul, mai ascultăm niște muzică între timp și revenim.